Am primit un mail de la Silk Silky. Am fost puțin reticentă la început, am zis, băi, nu-mi trebuie mie așa ceva. Anyway, am văzut că doamna a insistat, pentru că, na, fiind creator de conținut, așa mic cum sunt eu, să știți că sunt mai multe firme care îmi trimit e-mail-uri, care îmi scriu pe Instagram, dar de multe ori nu prea se finalizează aceste colaborări, pentru că ori sunt niște termeni și condiții pe care eu nu le agrez, ori sunt niște termeni și condiții pe care ei nu le agrează din partea mea și așa mai departe. Însă am văzut că această companie a răspuns pozitiv la tot ce am cerut eu. Așa că am spus, zic, haide să îi dăm bătaie, de ce nu, să finalizăm colaborarea. Așa că cu mare drag am acceptat să le prezint produsele celor de la Silk Silky. Au și un motto, Focus on Silky Life, dar mai multe din prezentarea site-ului o să las acum niște imagini să curgă cu un voiceover ca să vedeți mai mult despre ce este vorba, iar după aceea o să vă prezint produsul pe care eu l-am primit de la ei și să vă spun ce părere am despre materialul folosit. Da, dragii mei și dragile mele, cam acesta este site-ul celor de la Silk Silky. După cum vedeți și voi, sunt foarte, foarte multe rochițe cu diferite modele, cu diferite imprimeuri, dar toate să știți că sunt din mătase, după cum vine și numele acestui site. Deci toate sunt dintr-un material de calitate superioară. Să știți că eu am probat o rochiță pe care eu mi-am ales-o. O să vă las atașată o fotografie cu rochița aleasă de mine ca să vedeți croiala, ca să vedeți calitatea materialului, ca să vedeți atenția la detalii, ca să vedeți în părți cusăturile. Ați văzut că de multe ori cusăturile sunt unele peste altele. E, nu, aici toate sunt foarte fine și foarte atent lucrate. Deși la început să știți că am fost foarte reticentă, când am văzut site-ul, când am văzut prețurile, am zis, zic, haideți totuși să-i dăm o șansă și să știți că mă bucur foarte, foarte tare că am acceptat, pentru că este un site de încredere, deși prețurile nu sunt chiar la îndemâna oricui, pentru că vin tocmai din Statele Unite, sunt prețuri în dolari, dar să știți că se merită și presupun că toate avem, cum să spun, avem așa, la un moment dat ne putem răsfăța, să zic așa. Voiam să mai adaug și faptul că nu se șifonează și se calcă foarte, foarte ușor. Eu am călcat-o pe a mea, nu am spălat-o, ce este drept, pentru că am vrut neapărat să filmez repede acest clip și după ce filmez clipul, după ce îmi fac datoria față de cei de la Silk Silky, să o pot purta fără griji. Și un alt lucru care mie mi-a plăcut foarte, foarte tare este faptul că este biodegradabilă, este foarte friendly environment. Și nu doar aceasta, ci tot ceea ce se realizează prin intermediul acestui site, Silk Silky, produsele lor sunt biodegradabile. Iar pentru asta nu pot decât să vă dau un thumbs up. Mai mult decât atât, dacă vă doriți să vă achiziționați unul din produsele pe care le vedeți acum pe ecran, sau vă invit, de ce nu, să trageți un ochi, așa, o privire pe acest site,
Nu uitați să folosiți codul de reducere și anume Sandra. Dacă veți pune acest cod la checkout, veți beneficia de o reducere de 15%. Dacă vreți să faceți cumpărături, aveți linkul în descrierea clipului. Da, sper că v-am strânit curiozitatea să intrați măcar pe site-ul lor sau să le dați un follow pe Instagram. Și da, ei mi-au pus mie în mail niște chestii să le aleg de acolo. Mă rog, o chestie, un item din toate cele 4 sau 5 erau care mi-au fost puse la dispoziție. Iar eu am ales această cămașă de noapte pentru că eu nu am avut niciodată o cămașă de noapte. Deci niciodată. Am avut cămașă de noapte când am fost în maternitate, dar niciodată nu am avut o cămașă de noapte sexy. Nu. Am avut, și până și când am fost mireasă, eu am avut pijama și cu complet din acela. Și am zis, băi, ia hai să merg și eu pe o cămașă de noapte. Structura materialului este foarte, dar foarte, foarte fină. Extraordinar de fină, este o mătase de bună calitate. Sus vine această cămașă, vine cu o broderie, să puțin ciudățică, aș spune eu, pentru că nu este tocmai genul meu de broderie. Mie mi-ar fi plăcut să fie o broderie simplă, însă aceasta este, are anumite pietricele prin ea. Nu sunt genul meu acestea, poate unora dintre voi vă plac brizurile acestea, cam așa sunt. Nu sunt pentru mine. V-am spus și repet, poate unora le plac lucrurile astea, mie nu. Este foarte ușoară la atingere, eu am probat-o, dar nu am purtat-o momentan. Vine în mărimea S. Ce îmi place mie aici este că dacă ați văzut pe site, au mărimile în diferite. Ce ne mai spune aici? Că se spală la mașină sau se poate spăla la mână, la mașină, la maxim 30 de grade și pe rotații mici, adică ușoare. Nu trebuie să o uscăm în tumbler dryer, adică în uscătorul acela, nu este recomandat să intre, tocmai pentru că este un material foarte fin, trebuie să avem mare grijă cu ele. O putem călca, dar de asemenea fierul trebuie să fie pus la o temperatură joasă. Și ce ne mai spune aici? Că putem folosi fierul vertical pentru a o călca. Ce mi s-a părut interesant e faptul că bretelele sunt ajustabile, adică se pot face mai mici, mai mari, acum în funcție de cât de mare aveți pieptul sau cum doriți să stea. Bineînțeles că la mine, fiind dreaptă de colo-colo, vor sta probabil la maxim în sus. Iar aici, pe spate, o altă formă, dar nu pot să spun acum cui îi plac chestiile astea, soțului meu, da? Această rochiță de noapte se leagă ușor pe spate și se face o fundiță, iar voi știți a cui este treaba să o dezlege. Hai că nici mai ce să mai vorbesc. Da. Pe spate, la fel, vine cu o dantelă. Uitați ce mișto e pe spate. Fără acele pietricele. Deci este mult mai simplă, mult mai elegantă, mult mai ok, ar zice eu, decât să aibă aceste pietricele. În fine, acum, gustibus non discutantur, cum spunea vorba latinească. Da, îmi place foarte mult că se mulează foarte, foarte frumos pe corp. După cum vedeți, are o formă așa clepsidrică, cum îmi place mie să-i spun. Și pe această cale le mulțumesc celor de la Silk Silky pentru că s-au gândit la mine și pentru că s-au ținut de cuvânt pentru a-mi trimite această piesă. Și pe această cale până și Adrian le mulțumește.